Soliști și dansatori ai ansamblurilor Meșteri și Rapsozi Populari și-au expus talentele în fața peste 1000 de oameni reuniți la Balul Însuraților. Pe holurile sălii de bal au putut fi admirate cele peste 300 de obiecte expuse din colecția familiei Gliga. Păretare, ștergare, covoare, fețe de masă, costume populare, majoritatea țesute și cusute de Măriuca Covric și Ioana Crișan. De asemenea, au putut fi vizionate picturi realizate de Voichița Manu Cecălăcean, dar și fotografii vechi ce înfățișează portul popular românesc de pe tot cuprinsul țării din perioada 1900-1940. Odaia bunicii a fost autentic reprodusă prin casa țărănească pregătită de Maria German și Adeleana Pop din Dumbrava. Spiritualitatea românească a fost înfățișată și ea de icoanele pe sticlă. Icoanele pe sticlă, deci eu lucrez și icoane pe lemn, n-am adus încă icoane pe lemn, pentru că icoanele pe lemn mai mult sunt de parte bizantină sau neobizantină și cele tradiționale, sunt adevărate tradiționale, sunt icoanele pe sticlă. Vin aici de la prima ediție și mă bucur că sunt invitată fiecare an și vin cu plăcere. Și cum Balul Însuraților a devenit lăcaș de pelerinaj al meșteșugului, aici și-au făcut apariția creatori populari din mai multe zone etnofolclorice ale țării. Am adus la Reghin două costume de mireasă, împreună cu un cuplu de păpuși, lucrate după fotografia de miri a părinților mei din 1930, un cuplu din Oltenia, un cuplu de pe Valea Târnavelor, o altă mireasă din zona Pădurenilor, o mireasă din Oaș, un călușar, o tânără din Vrancea. De asemenea, pentru copii, ca să-și amintească și să vadă și ei cum erau crescuți copiii altădată, am făcut copii înfășați în albie sau în copaie sau covată sau troacă, cum se spune la noi în Oltenia. Tânărul reghinean, meșterul Florin Petrișor, a participat la expoziția cu vânzare cu obiecte de artizanat și cu machete de case și biserici de lemn confecționate manual. Într-adevăr, cum spuneai, lemnul poate să primească formă și contur, iar la Balul Însuraților prezint produse de artizanat, sculptură și reproducere de case țărănești în miniatură. Ținând cont că Reghin este și orașul instrumentelor muzicale, am reprodus și viori în miniatură. Sunt cu rol decorativ, ele nu scot sunete. La expoziție au fost expuse creații autentice cu broderie spartă și ii din intopit lucrate manual, fețe de masă, ștergare, șervețele, gobleni cu tablouri și perne decorative. Broderie spartă, acum așa îi spune, când eram tânără avea altă denumire, și iile brodate pe borangic. Sunt și pentru gală, am făcut și pentru mirese. Am făcut fețele la 19 biserici, am făcut fețele din altare. Pentru cu care mă mândresc foarte mult, când am ocazie să intru în bisericile, nu știu că le-am donat. Nu au lipsit cei mai de seamă rapsozi populari, cu versuri și balade culese din popor, Ioan Bândilă și Rafila Moldovan din Idicel. Am acasă un muzeu tradițional, amintiri din strămoși, eu tot ce mi-am amintit de când am fost domnicuță, tot ce am adunat, am păstrat, deci eu mai rămas din lada de zestre care am scos-o din pământ, a scos-o bunica mea, și care au fost stricate, le-am recuperat, le-am mai înnoit și am făcut din nou, dacă nu, că pe mine m-a învățat mama să țăs, de la așa e. Așa am tășut să cos și după am rămas văduvă și a fost musai să lucrez, că n-am avut ce face. Și lucrând acolo la mașină și țăsând, mai scriem câteva rânduri. Și așa am ajuns de am făcut trei volume și mai pregătesc al patrulea, dacă ciobănaș vara la oi, bătut de vânturi și ploi, fiecare primăvară suie plaiurile iară, printre ciobanii ei mulți păște oile pe munți. Frumos băiat tinerel, trupul tras ca pe inel. Mai sus de vârful cicuță eram ei la vicuță. Purta cu lopul cu piană sus la cica pe poiană și într-o zi s-a înnorat și o ploaie l-a apucat să se apere un picuț, s-a dus între doi brăduți.
fulger acolo venit pe băiel de nimerit în mijlocul oilor, sub seachina brazilor. Meșteșugarii populari joacă un rol deosebit în promovarea produselor proprii, dar și în conservarea tradițiilor și obiceiurilor autohtone.